Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod în care discutăm despre jocurile cu licență UEFA Champions League. Astăzi vom vorbi despre perioada în care cei de la EA Sports au reușit să pună mâna pe licența Champions League, reușind să livreze două jocuri de sine stătătoare pentru sezoanele 2004-2005 și 2006-2007. La vremea respectivă, EA Sports reușea să dețină drepturile pentru majoritatea competițiilor fotbalistice majore, lucru ce i-a distanțat în topul preferințelor față de competitorul Konami. Pe lângă notorietate și rotunjirea veniturilor, cei de la Electronic Arts au urmărit prin dezvoltarea acestor jocuri să testeze funcționalități noi, iar pe baza feedback-ului primit își făceau o idee despre ce să adauge și la ce să renunțe din jocurile FIFA. Până să începem să discutăm despre aceste jocuri, nu uita să te abonezi dacă ești pentru prima oară pe canal, astfel nu vei pierde clipurile viitoare. Hai să nu mai prelungim introducerea și să vorbim despre primul joc cu licență UEFA Champions League de care s-au ocupat cei de la Electronic Arts pentru sezonul 2004-2005. EA Sports. In the game. În decembrie 2004, cei de la EA anunțau că și-au extins parteneriatul cu UEFA și lucrează la un nou simulator de fotbal bazat pe sezonul 2004-2005 de Champions League. Jocul s-a lansat în februarie 2005, primind versiuni de PC, PlayStation 2, Xbox și GameCube. EA promitea un concept schimbat față de ce vedeam în clasicele jocuri FIFA la acel moment, aducând mai multe lucruri noi față de jocurile dezvoltate în trecut de Silicon Dreams. Amprenta clasicului FIFA se observă în ceea ce privește motorul grafic și faptul că am primit ligi complete, nu doar echipele calificate în sezonul de Champions League. Acest lucru a fost apreciat de fani care puteau să-și ducă echipa favorită pe culmile succesului european, chiar dacă în realitate aceasta n-a reușit să se califice. Jocul ne permite să simulăm sezonul de Champions League cu orice echipă vrem prezentă în joc, adică nu găsim grupele standard ca în precedentele titluri, trebuie să le facem noi. Pe lângă asta putem juca o dublă de tip home and away, ne putem crea propriul turneu pe sistem cupă sau campionat și avem modul situation prin care putem seta un scenariu. Ah, și era să uit, avem și un mod de antrenament destul de complex. Însă noutatea cu care vine jocul este modul denumit The Season, unde lucrurile devin interesante. Este un mod inspirat de cariera pe care o putem juca în orice FIFA, dar de data asta avem 50 de misiuni pe care trebuie să le parcurgem, fiecare având unul sau mai multe obiective ce trebuie îndeplinite. În acest mod putem juca cu oricare echipă din prima ligă engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă. Ne putem crea un avatar de manager cu opțiuni de costumizare destul de multe pentru perioada respectivă și apoi suntem gata pentru a ajunge pe cele mai înalte culmi ale succesului european. Prima misiune are ca obiectiv obținerea ultimului loc de calificare în Champions League. Ca totul să fie mai dramatic, jocul te plasează în ultima etapă a sezonului precedent, în care victoria este singura opțiune pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor. Dacă ratezi acest obiectiv, ești dat afară instant. Dacă te califici, totul decurge normal. Pe parcurs vei avea misiuni ce implică semnarea de jucători noi pentru a-ți întări echipa, momente în care ești condus și ai ca obiectiv să întorci rezultatul, iar la final trebuie să cucerești trofeul Champions League, că doar despre asta este jocul. Per total, modul The Season face jocul mult mai interesant și mereu mi-am dorit să-l văd implementat cumva în cariera de la clasicul FIFA, care a devenit destul de monotonă pentru că te obișnuiești cu AI-ul chiar și pe ultimul nivel de dificultate, iar partidele devin previzibile. Gameplay-ul meciurilor nu este cu mult schimbat față de FIFA 2005, chiar dacă cei de la Electronic Arts spuneau că au ajustat mai bine AI-ul. Păi ce să zică și ăștia? Pentru o notă de realism s-au umblat și la arbitrii care au fost lăsați să greșească deliberat la anumite faze, dar cârcotașii afirmau că este doar un mod de a spune că jocul are probleme la acest aspect și cei de la EA n-au avut chef să le rezolve. Din păcate, jocul nu aduce nicio echipă românească în zona Rest of World, nici măcar campioana de la acea vreme Dinamo București, echipă ce atunci se bătea pentru grupele ligii cu Manchester United. Ce vremuri pentru Dinamo!
Să nu uităm că acel sezon de Champions League a adus una dintre cele mai frumoase finale, Liverpool avea să câștige în fața unui Milan Galactic după o revenire de senzație de la 3-0 la pauză și mulțumită unui Dudek ce a prins meciul vieții. Sezonul 2005-2006 nu a primit un joc Champions League și peste ani aveam să aflu și de ce. Nu pentru că EA nu a avut timp sau se întâmplase ceva cu licența, doar că înțelegerea de atunci cu UEFA și FIFA a fost să lanseze un joc dedicat pentru Liga Campionilor în anii în care nu avem Cupă Mondială sau Euro. Astfel, următorul joc cu licență Champions League avea să vină pentru sezonul 2006-2007 și a fost lansat în luna martie 2007. Fiind un joc marca EA, la bază a stat motorul grafic utilizat în FIFA 2007. Acesta a fost lansat pentru PC, PlayStation 2, PlayStation Portabil și a primit o versiune pentru Xbox 360, consolă next gen la vremea respectivă. Când vine vorba de opțiunile de joc, acestea nu se schimbă foarte mult. Avem posibilitatea de a simula sezonul de Liga Campionilor utilizând oricare echipă din joc, dispare modul în care putem genera turnee custom-made, dar după o perioadă lungă avem Ultimate Challenge, un mod cu multe scenarii inspirate de meciurile Champions League în care trebuie să schimbăm cursul istoriei. Modul The Season se transformă în The Treble, sau cum s-o citi, unde obiectivul este să cucerești tripla, campionat, cupă și Liga Campionilor, astfel să intri într-un grup select de echipe ce au reușit acest lucru. Echipele care au reușit o astfel de performanță până acum sunt cele afișate pe ecran. Iarăși avem parte de multe obiective secundare interesante ce apar pe parcursul sezonului și unele sunt pe stilul Nea Gigi. Adică patronul ne impune să băgăm titulari anumiți jucători și oricând apare riscul să fii dat afară. Ca așa e în fotbal. Țin minte că a fost un joc foarte așteptat la noi pentru că după mult timp o echipă românească avea să stea din nou la masa bogaților. Steaua București reușea calificarea în grupele Champions League după o dublă cu Standard Liege, dublă ce l-a ridicat pe Vali Badea la rang de mare fotbalist, ca apoi într-un timp scurt să fie tratat ca pe un jucător submediocru. Steaua a jucat în grupa E alături de Lyon, Real Madrid și Dinamo Kiev, reușind să se claseze pe 3 și să meargă în primăvara cupei UEFA. A fost un sezon care s-a remarcat prin următoarele comentarii. Nu a fost offside la Dică! Dică, du-te! Dică, Dică, în fața lui 4-1! Și este gol! Steaua este una dintre marile echipe ale Europei! Cernă! Cernă! Extraordinar! Cernă! N-a fost gol! N-a fost gol! Bănea Nicoliță! Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa ceva! Însă aceste lucruri n-au fost suficiente pentru ca cei de la EA să se zbată pentru licențierea echipei, iar în joc aceasta arăta așa. I-au dat numele București și au pus sigla asta, iar jucătorii au numele pocite în ultimul hal. Se pare că sfertul UEFA-ntastic și prezența în semifinala Cupei UEFA în sezonul precedent n-a fost suficient pentru a licenția complet măcar echipa participantă în grupele UCL, unde mai pui că merita și Rapidul să fie adusă în zona Rest of World. Suntem norocoși că cei de la FIFA-România.net încă au pe server un patch care rezolvă această problemă și mă gândesc ca la un moment dat să fac o serie cu acel sezon de Champions League. Voi ce ziceți, facem? Pe lângă lista cu jucători și anumite fețe pentru aceștia, patch-ul aduce și vechiul stadion Steaua, deci chiar va fi interesant să facem un video despre asta. Cum spuneam mai devreme, jocul a fost dezvoltat și pentru Xbox 360. Această versiune a jocului a văzut pentru prima oară Ultimate Team, lucru ce recunosc că l-am aflat de puțin timp și acum îmi pare rău că n-am apucat să experimentez acest mod la vremea aceea. Gameplay-ul nu se simte diferit față de FIFA 2007 pentru că, na, e fix același joc, dar țin minte că la vremea respectivă i-am oferit mai multă atenție față de clasicul FIFA și am încercat să câștig trofeul Champions League cu foarte multe echipe. Cele două sezoane de UEFA Champions League despre care am discutat în acest clip au și ceva în comun. În 2007 am avut parte de o reeditare a finalei din 2005, Liverpool-AC Milan. De data asta italienii au fost scurt și la obiect și n-au mai repetat gafele, deși pe final au tremurat serios.
Am simulat și eu un meci între Liverpool și AC Milan în jocul despre care vorbim acum, așa de amorul artei, iar rezultatul a fost acesta. The final whistle blows and the final score here is 2-0. That's a terrific victory. It doesn't matter whether the goals come early or late, as long as they come. Acesta a fost ultimul joc de sine stătător care a avut în prim plan licența Champions League, peste ani aceasta avea să ajungă la Konami ca mod în PES, iar acum de câțiva ani s-a întors la EA Sports. Îți mulțumesc foarte mult dacă ai văzut tot acest clip, iar dacă n-ai apucat să vezi primele două episoade, le găsești în descriere. Nu uita să te abonezi dacă ești pentru prima oară pe canal, iar dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți lăsa un like. Eu sunt Andurache și până la următorul clip vreau să auzim numai de bine!